Opera Națională va avea în curând un manager interimar și începând de astăzi am să preiau cu toată responsabilitatea acest dosar. Cu toate au fost făcuți pași importanți, situația de la operă deocamdată este într-o stare de echilibru și am luat notă de propunerile pe care le-am citit, făcute de domnul vicepremier Dâncu, care a petrecut într-adevăr un timp foarte important mediind o situație extrem de complexă a instituției Operei Naționale din București.